Polițiștii din Texas au făcut o descoperire macabră chiar în ziua de Crăciun. 7 persoane, probabil din aceeași familie, au fost găsite împușcate într-o locuință de lângă Dallas. Anchetatorii sunt aproape siguri că masacrul a fost comis chiar de una dintre victime, care și-a luat viața după ce și-a omorât rudele. După toate aparențele, măcelul s-a produs din senin, într-o zi de Crăciun cât se poate de normală. Cele 7 victime, 4 femei și 3 bărbați, din diferite generații, tocmai își desfăcuseră pachetele cu cadouri. Any day of the year it's very tragic and it's certainly amplified because it is Christmas. It makes it more tragic given the fact that, you know, families are supposed to come together and celebrate the holidays. So it's certainly hard on, you know, that's part of our job. Victimele nu au fost încă identificate, dar se pare că făceau parte din aceeași familie, chiar dacă nu toate locuiau în casa unde au fost găsite. Tragedia i-a șocat pe vecini, dar și pe polițiști, mai ales că în localitate nu a mai avut loc anul acesta nicio crimă. În casă s-au găsit 2 pistoale, dar deocamdată nu se știe cine a tras. Anchetatorii sunt însă convinși că făptașul s-a sinucis. Motivul crimelor rămâne pentru moment un mister.